Mario Vargas Llosa, unul din cei mai importanți romancieri și eseiști din America Latină, s-a născut pe 28 martie 1936 în Peru. În anul 2010 a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură pentru cartografierea structurilor puterii și imaginile sale tranșantale rezistenței, revoltei și înfrângerii individului. În anii 80, scriitorul a decis să se implice în politica peruană. În 1988 a înființat formațiunea Movimiento Libertad. A candidat din partea Frontului Democratic la alegerile prezidențiale din Peru în 1990, dar a pierdut în al doilea tur de scrutin în fața lui Alberto Fujimori. În timpul campaniei electorale, oponenții săi au citit la radio fragmente agresive din opera sa pentru a-i șoca pe electori. Experiența sa politică a povestit-o în volumul autobiografic Peștele în apă. Cele mai cunoscute romane ale sale sunt Orașul și Câinii, Elogiul Mamei Vitrege, Conversație la Catedrală, Cine l-a ucis pe Palomino Molero, ca spre Paradis. Are un stil uh, unic, am putea spune. Dacă ar trebui să-l comparăm cu un scriitor uh, român, aș putea spune că are ceva și din stilul lui Octavian Paler, se aseamănă și cu Gabriel Liceanu, oricum este un scriitor foarte prolific, Mario Vargas Llosa, da? cel pe care îl celebrăm astăzi. Dintre multele premii și distinții pe care le-a primit de-a lungul carierei, amintim premiul Miguel de Cervantes, considerat un Nobel al literaturii din spațiul hispano-american, premiul Păcii acordat de Asociația Librarilor Germani în 1996 și premiul internațional de literatură Romulo Galegos pentru romanul Casa Verde. Și-a pus amprenta asupra unei epoci, da, este cel, să zicem, după Gabriel García Márquez, cel mai reprezentativ pentru boom-ul latinoamerican. În centrul romanilor sale se află individul, se află tocmai rezistența individului, lupta acestuia împotriva răului, e vorba despre eroul discret, da, eroul cotidian, care, un erou de care avem nevoie toți astăzi, mai ales dacă ne gândim la situația din România, situația actuală, este un personaj cu care se pot identifica mulți dintre noi. Scriitorul a vizitat România de două ori, prima oară în 1995, iar a doua oară, pe 17 septembrie, și a participat la lansarea câtorva dintre romanele sale. De asemenea, a vărnisat o expoziție de fotografii realizate de fica sa, Morgana. Uniunea scriitorilor din România i-a decernat premiul Ovidius 2005.